Destoinicia noastră este numai în Hristos. În Galateni, capitolul 6, cu versetul 14, găsim scris: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Prin credință, acea credință care abandonează orice încredere în sine, cel ce se roagă trebuie să se prindă bine de puterea celui veșnic. Nici o formă exterioară nu poate lua locul credinței simple și al lepădării totale de sine. Noi nu putem decât să consimțim ca Hristos să împlinească lucrarea. Atunci, cuvintele sufletului nostru vor fi: Doamne, ia-mi inima, căci eu nu ți-o pot da. Ea este proprietatea ta. Păstrează-o tu curată, căci eu nu pot păstra pentru tine. Mântuiește-mă în ciuda mea însumi, în ciuda eului meu slab și necreștin. Modelează-mă, șlefuiește-mă, înalță-mă în acea atmosferă curată și sfântă, în care și voiul bogat al dragostei tale să îmi poată pătrunde în suflet. Această lepădare de sine nu trebuie făcută numai la începutul vieții de creștin, ci ea trebuie rănoită la fiecare pas făcut spre cer. Toate faptele noastre bune sunt dependente de o putere din afara noastră. De aceea, trebuie să aibă loc o continuă înălțare a inimii către Dumnezeu, o mărturisire continuă, serioasă și zdrobitoare a păcatului și o smerenire a sufletului înaintea Lui. Numai printr-o continuă lepădare de sine și dependență de Hristos vom putea fi siguri în umblarea noastră. Cu cât ne vom apropia mai mult de Iisus și cu cât vom discerne mai bine curăția caracterului Său, cu atât mai limpede vom discerne păcătoșenia grosavă a păcatului și cu atât mai puțin vom căuta să ne înălțăm pe noi înșine. Aceia pe care cerul îi recunoaște ca fiind sfinți sunt ultimii care să facă paradă de propria bunătate. Apostolul Petru a devenit un slujitor credincios al lui Hristos și a fost foarte mult onorat, cu lumină și putere divină. El a contribuit în mod activ la zidirea Bisericii lui Hristos, dar Petru n-a uitat niciodată experiența teribilă a smeririi sale. Păcatul lui a fost iertat și totuși el știa foarte bine că numai harul lui Hristos putea să-i acopere slăbiciunea de caracter care i-a pricinuit cădere. El n-a găsit nimic în sine însuși cu care să se laude. Niciunul dintre apostoli sau dintre profeți n-a pretins vreodată că este fără păcat. Oamenii care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu, care ar fi preferat să-și sacrifice chiar viața decât să săvârșească vreun rău cu bună știință, cei pe care Dumnezeu i-a onorat cu lumină și putere divină și au mărturisit păcătoșenia firilor. Ei nu și-au pus încrederea în firea pământească, n-au pretins că au o neprihănire a lor, ci s-au încrezut în întregime, în neprihănirea lui Hristos. Tot așa vor sta lucrurile cu toți cei care privesc la Hristos. La fiecare pas, înainte în experiența creștină, pocăința noastră va fi tot mai profundă. Atunci buzele nu ni se vor mai deschide pentru a ne înălța pe noi înșine. Vom ști că destoinicia noastră este numai în Hristos. O, Părinte Ceresc, te rog, iartă-mă și șlefuiește-mi caracterul să nu mai privesc la mine, să nu mă mai laud cu ceea ce fac eu, ci Tu să fii Cel care conduce viața mea. Îți mulțumesc că și astăzi vei merge cu mine, mă vei lua de mână și mă vei face biruitor. Fii slăvit și laudat. Amin.